Vorbeam de această atmosferă premergătoare unui conflict mondial, pe care o remarcă pentru a doua oară acest general britanic. Nu e singurul care vorbește despre... Și noi am discutat la emisiune. Și noi am spus asta. 6 luni de zile. Da, am anticipat. Faptul că vor crește efectivele militare conform noilor decizii NATO în toată Europa, până la 300.000 de militari. Uite, în România mai vin 5.000 de militari americani. Generalul Crețu, Gabriel Crețu, a anticipat de luni treaba asta, înainte să rostească discursul Biden. Arată că în armarea aceasta, Germania, tot ce se întâmplă, ne îndreptăm spre un moment pe care nici nu vrem să-l definim, să-l catalogăm, la care să ne gândim, dar este un moment groaznic pentru această generație, pentru că armele sunt mult mai sofisticate, pentru că orice eroare din acest punct de vedere și o decizie a unui psihopat ne poate duce la sfârșitul umanității. Clar, nu mai suntem în perioada celui de-al doilea război mondial în care, deși au murit 50 de milioane de oameni, majoritatea, cei mai mulți au supraviețuit și au putut continua idealurile, visurile și așa mai departe. Suntem într-un moment de cotitură, probabil una dintre cele mai mari crize din istoria umanității, dacă nu cea mai mare ever. Vorbesc, uite, niște băieți că pe lângă războiul ăsta, că parcă e programat totul, urmează o recesiune economică în Europa. Sunt analiștii de la... Nu sunt Julie Bully ai economiștilor. Vă spun imediat. Băieții de la Stanley Morgan, dacă nu mă înșel, da. Și care economiștii Morgan Stanley au anunțat că se așteaptă ca zona euro să intre într-o ușoară recesiune. Ce înseamnă ușoară recesiune? O bune în al patrulea trimestru al acestui an. Pe fondul reducerea aprovizionării cu energie din Rusia. A mai fost în recesiune și când a fost COVID-ul. Ce înseamnă ușoară recesiune, frate? Mor oameni de foame în recesiune. Depinde de adâncimea... Drame, destine umane distruse. Ce înseamnă ușoară recesiune? Mai mor niște proști. Una este să fie scădere de 20%, alta este de 10%, alta este de 5%, alta este de 0,7%. Ușoară poate că o să fie 2-3% scăderea PIB-ului. Astăzi a anunțat domnul Ciucă o chestiune care iarăși mie îmi dă un mare frison. Exact ca pe vremea COVID-ului, dacă vă aduceți aminte, se dă ordonanță pentru posibilitatea de amânarea ratelor. Asta nu înseamnă, atenție, că te iartă cineva de dobânzi și penalități. Dar vreme de niște luni de zile, dacă nu-ți poți plăti, nu vine banca să-ți ia casa. Cam asta e singura avantaj. Da. Când un guvern dă o astfel de decizie, cum că poți să-ți împingi ratele, că statul garantează, că nu știu ce, păi înseamnă că vine ceva nasol, băi, fraților. Comparabil asta cu e vorba. Criza adică din COVID. Pregătim niște măsuri în așa fel încât știm că vor fi unii care nu vor reuși să mai plătească ratele și atunci trebuie să fim pregătiți să întâmpinăm un astfel de moment. Asta înseamnă că urmează niște turbulențe, ca să numim așa, economice, că aia înseamnă ușoară recesiune. Înseamnă Robert, că unii în mod formal, vor avea... În mod formal, ăsta nu este un lucru neapărat rău, pentru că dacă nu faci nimic, atunci e o problemă că nu face. Dacă ai asemenea măsuri de prevenție socială, de plasă bine, socială, e mai bine decât nimic. Pentru că, să ne ierte Dumnezeu, băncile la cât profit au avut eu în ultimii ani de zile. Eu nu critic a luat o astfel de măsură. Da, înțeleg, ci că e un semnal dar măcar că, ceva. Că vine ceva. Da, vine măcar, adică, dar măcar da, face ceva. Ok, e în regulă, foarte bine. Exact. Dar înseamnă că vine ceva. Asta e toată chestiunea. Da? Și după 9 luni ce faci? Adică se estimează că după 9 luni se îndreaptă situația. Da, șase luni sau 9 luni. Sunt analize potrivit cărora România anul viitor își mai revine. Acum o scădere, după care își mai revine. Dar acum merg lucrurile și dacă te duci spre un cataclism de genul ăsta militar, spre o conflagrație. Nu, Mădălin, nu o să fie nici cataclism. Nu va fi anul viitor, va fi peste 2 ani. Nu o să fie nici cataclism militar, nu o să fie nici Mirel, cataclism ceva economic. Nu e okay. Ceva vine. La fel cum a venit și COVID-ul, se înarmează să murim cu toții. Tot, da, se înarmează. În 1970 îi spune ceva? Asta nu se termină prost. 1975 îi spune ceva? Știi câte sute de mii de trupe erau în Germania de vest, respectiv de est? Da, mă, dar nu era această atmosferă. Ba da, toți, mă. Ba da. Rușii cu americani. Ba da. Rușii cu americani. Rușii cu americani. Nemții au stat pe treaba lor. Rușii cu americanii 20 de ani de zile, 30 de ani de zile, s-au ciondănit. Uneori tensiunea a fost difuză, alteori a stat să bubuie. Criza rachetelor din Cuba, am avut războiul din Afganistan, am avut mai multe situații în care au stat să-și ia gâtul unul altuia. Și lumea stătea, uite așa, cu gâfa. Murim azi sau murim mâine? Ce facem nevastă? Ne luăm mașină sau ne luăm adăpostat public? România n-a stat nimeni. De când la momentul rușii... Hai să ne luăm... Băi, oamenii în loc să-și cumpere casă și mașină, își cumpărau adăpost atomic.
în care țineau murăturile, țineau mâncare și făină pentru un an de zile, făceau exerciții de alea, ce să facem când vine bomba atomică. Știi, Bancu, ce să facem când vine bomba atomică, nu? Ce să facem când vine bomba atomică? Te uiți frumos la ea, că alta nu mai vezi. Știi câți eram în anii 70? Mirel, știi câți eram în anii 70? 4 miliarde. Asta, da. Da. Tot mulți eram. Hai măi, nu să... Eram așa mulți ca acum. Trăim niște frici. Bă, noi facem tot ce putem, noi pământenii, ca să zicem așa, da? Te uiți la ea, că ne-au băgat în case, am stat închiși în case. Ne-au pus să ne facem vaccin, ne-am făcut vaccin. Ne-au pus să ne luăm panouri solare, mi-am pus panouri solare. Conformistule. Păi da, bă, ce să faci, bă, da, deci ce poți să faci mai mult de atât, înțelegi? Dar eu zic că ăștia nu se vor mai conforma. Mădeline, am vrut să mă duc la ski în Austria, m-am dus în ski Austria, nu puteam să mă duc fără vaccinul, boosterul mamii lui, ca altfel, da. Așa. Am făcut pericardit, am făcut și pericardit, da. Am făcut, nu da. Pot să dorm. Asta e. Viața merge înainte, unii moare, alții trăiește. Asta e. Eu, bă, dacă o dăm în termenii ăștia, nu mai discuți nimic, da. Unii moare, alții trăiește. Unii moare și așa n-are. Ideea este că ceea ce pe mine mă dezarmează și efectiv mă enervează la un moment dat, dar nici mai știu cât de mult să te enervezi, este că, bă, poți să faci niște sacrificii sau să devii obedient. Am avut momente de obediență în acești ultimii ani, dar unele pe care nu mi le-aș fi închipuit uitându-mă în oglindă. Dar ideea că mă obligă unul să fac un vaccin și eu l-am făcut, nu că m-am gândit că în felul ăsta îmi salvez viața, ci pentru că voiam să călătoresc și altfel nu puteam să fac chestiunea asta, m-a transformat într-un ninț pe care sunt nervos. Deci 1978, eu sunt nervos pe mine, 1978, în oglindă, ședința de partid în care ne ridicam, da, și spuneam, care, da, cum erau părinții. Sunt nervos pe mine, știi, da, chestia asta că am făcut chestia. Asta îți spun la Mirel, mai mulți nervoși. Și atunci ajung să mă enervez foarte tare uitându-mă că niște indivizi pe care i-am îndrituit prin vot sau prin așa purs viața să ne ghideze destinele în lumea în care trăim, bă, ăștia-i doare la bască, bă, ăștia sunt realmente haotici. Niște n-au mediocri. Nicio idee. Sunt niște tâmpiți, iartă-mi expresia, mulți dintre ei, știi? Nu, niște deci, băieți super ideologizați sau cinici. Atenție, când spun tâmpiți, cu niște, mediocri, știi ce, un tâmpit e unul care este în afara realității faptice, nu cuplează. Care și-au atins nivelul de incompetență, da? Conform principiului lui Peter. Peter, da. Da. Bun, deci eu cum în momentul... Deci, bă, eu am făcut niște eforturi pe care le-am putut face ca individ. Și le fac în continuare, dar înțeleg că trecem și până în momente grele din punct de vedere vom și milioane financiar. Milioane de români au făcut același lucru. Dar nu numai români, de pe tot pământul ăsta, da? Ăia în Shanghai, săraci, au stat luni de zile blocați în casă și așa mai departe. Dorința de libertate. Deci traversăm tot soiul de momente de astea de criză. Mă, avem și noi niște oameni care să zică, bă, nu o să suferiți degeaba, mă, în 2-3 ani de zile, o reglăm, dă-o în măsa. Da, nu zic, asta mă enervează și pe mine, că nu zic nimic. Păi, ai garanție că după 9 luni nu o să-și pierdă casele 60% din care urată? Tu ai văzut declarația lui Macron, că îmi venea să mă urc pe pereți când am văzut. Declarația lui Macron care îi certa pe băieții din industria asta producătoare de energie, că au făcut foarte mulți bani și fac în continuare și că ar trebui și ei să-și ajusteze profiturile. Dar nu face nimic. Ce vorbești, Franț? Adică modelul China, China. Te-a ajuns să te rogi de exact cum face Iohannis cu Ciucă, cum fac în momentul de față cu ăștia de la benzinării și dacă ei zic nu vrem, mă. Da. Ce poți să le faci, domnule? Ce poți să le faci? Deci dacă tu ca stat ajungi să te târăști, să fii în genunchi în fața unor companii, când tu de fapt ca stat ai la dispoziție toate mecanismele prin care poți să impozitezi, taxezi, naționalizezi, arestezi. Deci tu stat, măi, stat. Am aflat, slovenii au dat lege, hotărâre, da? Prin care prețul la pompă va fi de 1 euro. Cum? E treaba lor ce fac până la 1 euro. Da. Cum se diferențiază între ei? O să trec prin Slovenia în curând. Deci și prind, cred că îmi fac plinul, vă dați seama. Ce Slovenia plinul, care este coroana democrației. Un euro au dat lege, deci pot să fac asta. Bine, ăsta e capitalism marxist. Nu mai e capitalismul, în modul în care plafonezi prețul și faci chestii de genul ăsta, e o formă de marxism pentru că... Nu, Madeline, asta este Madeline, teorie... Nu, îmi cer scuze. E ca pe vremea comuniștilor, știi cum se zicea? Nu există economie, există doar economie politică. Și asta nu este în capitalism sau în comunism, este punct. De pe vremea lui Hammurabi încoace, nu există economie. Există doar economie politică. În care politica influențează economia și economia influențează politica. Punct. Restul sunt
vrăjeli, povești frumoase. Povești frumoase. Hai să ne facem că există piața liberă. Acum nu mai sunt povești frumoase, că ni se servește un univers destul de sombru de vreo 2 ani, 3 ani și nu ne mai place. Trec repede peste faza asta cu Ludovic Orban, care zice că nu mai are pe cine vota și vrea să candideze la președinție. Al cadavru politic. Așa. Stai să nu-i numim așa, nu mai fi așa, că încă mai trăiește un. Cadavru politic, dar este o imagine care spune că nu mai are nicio șansă în cariera politică. În calitate de sociolog poți să dai etichetă. Dar bineînțeles, cum zici de președinte în ultimii 2 ani de zile că este lame duck, adică rață șchioapă, este o expresie care e folosită în America de pe vremea lui Burebista. Avem voie să o folosim. Nu este nimic depreciativ, deși e depreciativ. La fel, cadavru politic e ăla care nu mai are nicio șansă. Petre Roman e un cadavru politic. Nu mai are nicio șansă în politică. Dacă asta e expresia, alo. Nici nu mai vrea omul acum. Da, eu mă certam cu CNA-ul. E senior. N-ai de ce să te ceri cu oamenii, că suntem ok cu ei. Salvatorul Ludovic Orban, trecem peste asta, că nu mă interesează. Da. O chestie interesantă. Hai să ne vorbim despre Deripaska. Bine, este un personaj, unul dintre sancționații de către organismele europene. N-are o avere uriașă. Are câteva miliarde de euro. Doar de cât. Așa. A fost considerat tot timpul prietenul lui Putin, în sensul că nu a ieșit din, cum să zic, voia lui Putin. Deci nu s-a servit nici ceai, nici în ultimul timp însă are niște ieșiri la rampă interesante. De un la Moscova a vorbit despre faptul că dacă Rusia ar distruge Ucraina, ar fi o eroare colosală. În 1930, doamna târziu, era un banc, pe vremea lui Stalin, care zicea tovarășul Petrov, Ivanov și Stoianov au murit. Tovarășul Petrov și Ivanov a murit pentru că a mâncat ciuperci. Și tovarășul Stoianov și el tot de ciuperci? Nu, a murit de glonț. De ce s-a întâmplat? N-a vrut să mănânce ciuperci. Bun. Crezi că... Domnul Perislava sau cum îl cheamă, o să descoperă o poftă nebună de ciuperci. Da, hai să vedem un filmuleț. Asta l-avea afaceri și în România la un moment dat. Dar fii atent la filmulețul ăsta. O să se extinde și o să facă afaceri cu ciuperci. Mai ținte că s-a dus Putin la un dat într-o fabrică? Și s-a luat de Deripaska. Hai să vedeți. Foarte tare imaginea asta. Foarte tare. Bineînțeles. Bun, asta era relația dintre Putin și Deripaska. Teatru de cea mai bună calitate. Camerele acolo. Bine, el se face că e supărat, aia se facă, bagă capul între urechi, camera filmează, nu a mers acum, mai tragem încă o dublă, exact ca la film. Băsescu făcea asta. Hai mă! Înțelegi? Aia cu dosarul Revoluției, aici aminte când a certat pe Chioveș și atunci. Da. Hai mă! Deci era maestru în astfel de chestiuni. Poporul exultă că iată, avem o mână foarte... Ăia râd pe înfundatele pe spate. Da, mamă, ce bine am jucat, șeful, mai tragem o dublă. Nu, a ieșit poporul să așa. Fie terminat, bravo, avem un prim-ministru extern. Era prim-ministru Putin atunci, dacă nu Da. Care își urmărește scopurile foarte... Trebuie să-și contureze o imagine de om aspru, dar dârzi. Aspru, dar dur, exact. Da. Bun, Deripaska, în schimb, acum, nu știu, pare să fie un scurt circuit între el și Putin, dar sau mimează niște chestii. Acum s-ar putea să mănânce ciuperci. Acum s-ar putea să mănânce ciuperci și asta zic și eu. Cred că în momentul în care o să-i placă ciupercile lui Deripaska. Domnule general, n-am ce să mai... aș mai vorbi de chinezi un pic, vă las 30 de secunde la final. China zice că NATO s-ar putea să devină butoiul de pulbere al Asiei. După ce summitul NATO fixează China în categoria potențiale amenințări la adresa NATO. Cum vedeți povestea asta? Chinezii ies la atac. NATO ar urma să fie butoiul de pulbere al Asiei. Ce înseamnă asta? Deci e fixată de americani. Prima opțiune ca inamic al Americii este China. Iar generalii americani n-au făcut altceva decât să introducă în conceptul strategic al NATO problema Chinei. Dacă ne uităm la articolul 5, area de extindere a alianței este în Europa. Are nicio legătură cu China. Dar, într-adevăr, am să vă dau un exemplu. Germania a trimis pentru prima dată nave de luptă în Marea Chinei de Sud. Franța a continuat să trimită nave de luptă în zona respectivă. Deci, oricum, mai mult sau mai puțin, forțele militare aliate din Alianța NATO participă la exerciții din zona respectivă. Ori cu Coreea de Sud, ori cu Japonia, ori cu Australia. Lucrurile sunt foarte complicate acolo, pentru că există o
un loc periculos care se cheamă Taiwanul. Și lecțiile pe care Ucraina le învață astăzi sunt lecțiile ucrainiene, care să îi dea posibilitatea într-un viitor să le aplice în Taiwan. Acolo a apărut șocant faptul că Biden a spus, a renunțat la ambiguitatea strategică. Și a spus clar, vom apăra Taiwan. Foarte interesant acest lucru. Nu știu dacă se va întâmpla. Cert este că din punct de vedere propagandist este foarte tare faptul că a reușit Biden să treacă peste această ambiguitate strategică referitoare la Taiwan. Am înțeles. Biden este unul din cei mai mari specialiști în ceea ce privește politica externă americană. Este de, cred că de 40 sau 50 de ani în comitetele de politică externă ale Congresului American. Ce se va întâmpla foarte pe scurt, Robert și Mirel, în momentul în care, să zicem, Trump ar reveni la Casa Albă cu tot ce, cu toată această foarte tare, atmosferă abia internațională. Abia aștept. Mi-aduc aminte că în 2016 eram convins că dacă Hillary Clinton, și nu eram singurul, va ajunge la Casa Albă, va porni războiul cu Rusia. În 2016. Eram sigur de asta. S-a întâmplat după ce Trump a ieșit de acolo. Ce se va întâmpla dacă Trump ajunge? Cu toate pregătirile de acum. Trump se va concentra pe lupta cu China, care este de fapt principalul adversar din punct de vedere economic și acolo asta contează, da? Al Americii în momentul de față, și va spune, bă băieți, povestea asta cu Rusia și cu Ucraina mai subțire, să facă pace, să se împace Ucraina cu faptul că va trebui să piardă teritorii, că asta este. O să fie pe aceeași linie de gândire cu Macron, care n-a avut succes de data asta să-și impună punctul de vedere pace contra teritorii. Încă, înțelegi? Și cam asta, da, eu cred că până la urmă sper să nu ne prindă totuși 2024, nu? Când e așa, să-l vedem la Casa Albă pe Trump, ca să putem să închidem războiul din Ucraina. Sper să se întâmple ceva. Cert e că anul ăsta nu se termină. Zici tu? Anul ăsta nu se termină. Indiferent dacă vine Trump sau dacă rămâne Biden sau dacă vine altcineva din partea democraților, deși democrații sunt într-o vedere din ce în ce mai bine definită în America în momentul de față, e din furia din ce în ce mai mare la adresa lor, răspunsul este simplu. După 1937 vine 1938. După 1938 vine 1939. Cam nasol. E ca în butada aceea, în piesele lui Chekhov. Dacă ți apare un pistol în actul 1, înseamnă că până în actul 4, până se termine piesa, cineva o să tragă cu el. Bă, dacă ți apară din ce în ce mai multe portavioane și din ce în ce mai multe tancuri și hovărițe și ce distrugătoare. Distrugătoare. Și dacă vorbim în loc de 40.000, 300.000 de soldați, în 2-3 ani, 4 ani de zile, pe cineva să-l mănânce în fund să-i folosească. Despre asta vorbeam și de asta ne e frică și de asta nici nu putem să... Ce faci cu toată atmosfera asta? La un moment dat se va întâmpla ceva. Nu mai... E clar că au mai fost momente în istoria recentă când a fost defused, când s-a scos siguranța în ultimul moment. Cum dregi toată situația asta? Cum o reglezi? Cu diplomație, uneori cu noroc, cu concesii, înalți-o ție de mie, cu târguieli. Așa au fost. În 1978-1980 așa au fost. În 1962, când a fost criza de... Da, acum a pornit un război atunci. Cum? În Europa. Da, da, a fost un război proxy. N-a pornit un război. În criza rachetelor, americanii au luat rachetele nucleare din Turcia, exact, iar rușii le-au pus în Germania. Da. Asta e. Bun. Și până a venit Beatles-ul. Și s-a potolit toată lumea. Măcar Michael Jackson acum. Așteptăm ceva de genul ăsta. Beatles a creat o mișcare. Cine poate să creeze astăzi o mișcare și de ce natură ar fi? Zelenski. Zelenski, nu? Oi, lasă. Da, da, cred că s-a dus momentul ăla. Mulțumesc. Nu vezi că e a doua ediție în care nu mai vorbim despre el. Mulțumesc foarte mult, Robert Ucescu, Mirel Palada. Domnule general, mulțumesc din suflet. Săptămâna viitoare ne revedem. Plecați în vacanță. Un pic. Transmisie frumos. Ceea ce îți dorim și ție. Da. Mai stau un pic. Eu îmi cer scuze. Mai stau o tură două. Din insulele sporade o să fie mai greu, așa că... O să fie greu acolo. Da, greu. Barcă. Doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Mulțumesc Only for Men pentru ținută. Ne revedem mâine seară de la ora 21. Toate cele bune și vacanță frumoasă, băieți.